De câte ori nu am auzit părinții spunând despre copiii lor că sunt superficiali, irresponsabili, că nu se gândesc decât la distracții. Dar nici tinerii nu sunt mai prejos, au și ei nemulțumirile lor, simțindu-se neînțeleși și obligați să execute indicațiile părinților pe care le percep ca pe niște porunci. În acest dezechilibru dintre cele două tabere, de cele mai multe ori, nimeni nu reușește să găsească o cale amiabilă, ajungându-se la adevărate războaie. Indiferent de epocă, țară, cultură sau educație, conflictul dintre generații a existat dintotdeauna. Acest conflict, care este de fapt o ruptură între generații, reprezintă cu siguranță una dintre problemele acute și actuale ale societății. Vă invit să rămâneți alături de noi în această seară pentru a afla cum ne putem îmbunătăți relațiile cu cei din generații diferite și pentru a asculta povestea impresionantă a unui tânăr bucovinean stabilit în București din perspectiva relației pe care acesta o are cu părinții și bunicii lui. Bună seara, dragi prieteni! Sunt Evelina Manea și mă bucur să ne reîntâlnim la 20+. Vom vorbi în această ocazie despre conflictul dintre generații și vom asculta povestea unui tânăr scriitor în relație cu părinții și bunicii lui. Înainte de aceasta însă, rămâneți alături de noi pentru a afla care sunt cauzele psihologice ale conflictului și care sunt modalitățile prin care putem avea relații frumoase și constructive unii cu alții. Alături de noi în această seară este doamna Roxana Dana Mihăilescu, care este psiholog clinician autonom, psihoterapeut integrativ, consilier în dezvoltare personală. Doamna Mihăilescu este licențiată în psihologie, are un master în psihodiagnoză cognitivă și consiliere psihologică și este membru al Colegiului Psihologilor din România și al Asociației Române de Psihoterapie Integrativă. Bună seara, doamna psiholog, bine ați venit la 20+. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș vrea să debutăm discuția noastră din această seară prin a vă întreba cine are dreptate în acest război care se duce, război al generațiilor. De cele mai multe ori copiii se plâng de faptul că nu se simt înțeleși de părinții lor, iar aceștia din urmă se plâng de faptul că copiii, cei mai tineri, nu-i ascultă, cred că tot ce zboară se mănâncă. Cine are de fapt dreptate în acest conflict, în acest război? O să vă răspund printr-o parabolă. Un înțelept se plimba cu cei trei discipoli ai lui prin grădina de zarzavaturi și unul dintre discipoli observă o omidă pe o frunză de salată și se repede și o omoară. Al doilea discipol spune: nu este corect să iei cu atâta ușurință o viață. Înțeleptul răspunde: ai dreptate. Cel care omorâse omida îi ripostează, dar bine, înțeleptule, omida aceea este dăunătoare, ne distrugea mâncarea. A fost corect să apăr bunurile noastre. Și tu ai dreptate, spune înțeleptul. Contrariat, cel de-al treilea îi ripostează: bine, înțeleptule, dar nu pot amândoi să aibă dreptate. La care înțeleptul îi răspunde: și tu ai dreptate. Așa și în această situație de care spuneți, în conflictul dintre generații, sunt situații și situații. Atunci când copiii, adolescenții, nu se simt înțeleși, este dreptul lor să solicite părintelui atenție, empatie, disponibilitate, nu? Să se pună în locul lui, să-l înțeleagă. La fel este dreptul părintelui de a considera că experiența pe care o are, experiența de viață, îl ajută în multe situații să ia decizia corectă. Prin urmare, și unii și ceilalți au dreptate. Atunci, soluția ar fi de
deschidere, de atenție la argumentele celuilalt, de a accepta că și celălalt are ceva de spus. Atunci când conflictul se transformă în luptă, luptă pentru orgolii, luptă pentru putere, deja atunci vorbim de război. Iar la război e ca la război. Câștigă cel puternic și dreptatea nu este neapărat de partea celui puternic. Este mai bună generația anterioară față de cea actuală? Se spune de multe ori era mai bine pe vremea mea. Da, mi-aduc aminte o glumă. Da, era mai bine pe vremea mea pentru că atunci eram tânăr, nu? Strămoșii noștri locuiau în peșteri. Evoluția care ne-a adus în zilele noastre, cum s-a petrecut? Prin progresul adus de fiecare generație în parte. Prin urmare, răspunsul meu este fiecare generație este mai bună prin ceva decât cea de dinaintea ei. Fiecare generație aduce un plus. Fiecare generație împinge lucrurile înainte. De aceea societatea progresează. Este bun totuși conflictul dintre generații? Conflictul în sinea lui nu este ceva bun sau ceva rău. Conflictul indică existența unei probleme și necesitatea găsirii unei sau unor soluții adecvate problemei. Modul în care privim noi conflictul, modul în care îl interpretăm, poate fi corect atunci când duce la soluții adecvate sau poate fi greșit atunci când se transformă, cum spuneam mai devreme, într-o luptă. Totuși, nu știu, există anumite familii, să ne referim la cadrul acesta familial, pentru că aici cred că este cel mai evident conflictul acesta, în care, nu știu, poate sunt mai pașnice decât altele, în care spune, nu am avut niciodată conflict, totul este frumos, totul este minunat, ne înțelegem bine, armonios, este în regulă din punct de vedere psihologic, nu știu, să nu existe acest conflict, această ciocnire între generații? Din punct de vedere psihologic, nu. Dacă copilul nu a ripostat niciodată, nici în copilărie, nici la adolescență, înseamnă că modul în care a fost educat a fost destul de rigid, că nu i s-au permis păreri personale și că el a hotărât să se adapteze. Și este un copil adaptat, așa îl numim în psihologie. Poate fi plăcut pentru părinți să ai un asemenea copil care unde îl pui acolo stă, face tot ce îi spui, nu ripostează niciodată, dar devine neplăcut atunci când copilul iese în societate, unde același copil adaptat, plăcut pentru părinți, nu este suficient de capabil să susțină punctul de vedere, să se susțină, să susțină autonomia, să susțină părerile, să susțină drepturile. Interesant această abordare. Totuși, nu știu, care ar fi modalitatea cea mai potrivită de a aborda conflictul care spuneți că este sănătos pentru o dezvoltare corectă a copilului, astfel încât el să fie constructiv și să nu se transforme în acea luptă destructivă de care vorbeam? Da, este tocmai acceptarea faptului că există o părere diferită de a ta. Ca părinte, vorbesc acum, nu? Da, da, da. În momentul în care îi lași copilului posibilitatea să-și spună propria părere, el învață din propria ta atitudine cum să procedeze el pe viitor. Acceptarea părerii celuilalt, acceptarea faptului că poate părerea ta nu e cea mai bună, sau acceptarea faptului că două soluții pot fi la fel de bune. Ce se întâmplă însă dacă în copilărie, să zicem că nu s-a știut lucrul acesta, nu s-au abordat lucrurile într-un mod constructiv și a ajuns acum la maturitate, în perioada tinereții, să existe o distanțare, un conflict mai mult sau mai puțin latent? Care ar fi mijloacele, modalitățile prin care totuși să se obțină armonizarea între relații?
E clar că atunci când conflictul escaladează și se ajunge la luptă, cum spuneam eu, lupta de orgolii și învinge cel mai tare, de cel mai multe ori cel mai tare este părintele, până la un anumit moment, însă genul acesta de a câștiga într-un conflict duce la o ruptură între părinte și copil și este evident faptul că ruptura nu poate fi reparată decât dacă se schimbă atitudinea. Nu există o rețetă magică aici, e clar că părintele va trebui să realizeze că undeva nu a procedat corect și să schimbe comportamentul față de copil. Și copilul la rândul lui? În modul în care părintele schimbă, deci schimbarea comportamentului părintelui față de copil va duce în mod automat la schimbarea comportamentului copilului față de părinte. Interesant. Și asta această este direcție. Nu numai în relația părinte-copil, în orice relație. Da? Uh-huh. Dacă eu am un comportament submisiv, s-ar putea ca persoana cu care intru în relație să aibă față de mine un comportament disprețuitor, să mă dea la o parte, să în momentul în care eu îmi schimb comportamentul și rămân pe loc și îmi susțin corpul, punctul de vedere, cealaltă persoană nu mă mai poate trata la fel ca înainte. Aș vrea să vă întreb acum, pentru că se întâmplă uneori ca, nu știu, lucrurile pe care le-am luat cu noi ca adulți din copilărie, valorile pe care ni le-am însușit, într-un mediu armonios, să zicem, să fie în contradicție cu societatea, cu valorile pe care le promovează societatea sau pe care credem noi că le promovează societatea, și avem poate uneori de ales între a ne simți integrați din punct de vedere social, dar să trăim în dezechilibru cu noi înșine, sau a fi poate inadaptați social în anumite contexte, dar să fim ok cu noi înșine, uh-huh, pentru să fim fideli față de propriile valori. Cum ar trebui să procedăm? Care ar fi soluția potrivită, să zic? Mai întâi de toate, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că atunci când cele două seturi de valori, cel social și cel familial, contravin într-o asemenea măsură încât în încercarea de a le armoniza, eu ca individ intru în dezechilibru, este foarte posibil ca unul dintre cele două seturi să fie greșite, profund greșite, sau ca modul în care eu le-am înțeles să fie greșit. Ambele variante se regăsesc în realitate. Cu privire la ce ar fi bine să alegem între integrarea socială și echilibru personal, de fiecare dată alegerea corectă este cea a echilibrului personal, deoarece un dezechilibru interior, emoțional, psihic, ajunge să se vadă în cele din urmă și în exterior, și duce la alienare socială, la îndepărtarea individului din societate. Deci nu poate să existe o integrare socială în lipsa echilibrului interior. Fapt pentru care cel mai bun lucru este ca persoana pusă într-o asemenea situație să aleagă ce e mai bine pentru ea și să țină cont de ce e mai bine pentru ea în detrimentul valorilor sau unora dintre valorile, fie ele familiale sau sociale. Foarte interesant și de reținut acest aspect. Pentru final, aș vrea să vă întreb cum ar trebui să ne pregătim noi ca tineri pentru ca să avem relații frumoase, armonioase, dar și corecte cu generațiile care vor veni. Răspunsul meu este învățând. Procesul de creștere și educare al copilului este un proces complex și dificil și foarte important. Tocmai de aceea este bine să fie făcut în cunoștință de cauză și nu după ureche, cum se făcea în generațiile anterioare. Din acest punct de vedere, actuala generație este favorizată deoarece are acces la informație. Accesul la informație este rapid, este ușor, există multă informație și atunci ne este ușor să ne informăm.
cu cât un părinte va fi mai informat în legătură cu stadiile de dezvoltare ale copilului, cu nevoile copilului referitoare la acele stadii de dezvoltare, cu cerințele lui, comunicarea dintre părinte și copil va fi ușoară și plăcută. Și plăcută. Vă mulțumesc foarte mult, doamna psiholog, pentru că ați venit în această seară la 20 plus și sper că veți accepta și în ocaziile următoare invitația noastră. Cu multă plăcere și eu mulțumesc că m-ați invitat și mi-ați dat ocazia să vorbesc despre aceste lucruri atât de importante pentru noi toți. De multe ori auzim despre neînțelegeri între generații, despre nemulțumiri ale copiilor față de părinți și ale părinților față de copii, despre tot soiul de conflicte nerezolvate care se materializează în frustrări și nefericire. Cu toate acestea, există în jurul nostru și foarte multe exemple pozitive de relaționare între oameni, indiferent de generația din care fac parte. Rămâneți alături de noi pentru a afla un exemplu frumos în persoana lui Fabian. Aș vrea să vi-l prezint în continuare pe Fabian Popovici, care este un adevărat reprezentant al generației Z. El ne va vorbi în această seară despre relația pe care o are cu părinții și cu bunicii lui în mod general și în mod special despre valorile pe care le-a primit în copilărie de la bunicul său și care i-au modelat viața. Anul acesta Fabian a lansat prima lui carte, care se numește Buchet de gânduri și despre care preotul Constantin Necula a spus: cartea aceasta este astfel construită ca un căuș de dragoste în care răsăritul vieții unui copil, autorul nostru, se amestecă luminos cu apusul bunicului său, care prin carte devine bunicul nostru. Bună Fabian, bine ai venit la 20 plus. Bună Evelina și mulțumesc și eu pentru invitație. Aș vrea să începem cu începutul și să ne spui care este povestea ta, de unde ești tu? Pot să spun, rezumând așa pe scurt, că sunt din Bucovina, din Comuna Crucea. În momentul în care am împlinit vârsta de 7 ani, părinții mei au decis că ar fi mai potrivit să-mi încep școala și debutul în educație într-un oraș puțin mai mare. Nu știu dacă aveau în clipa respectivă ideea de a veni la București, în schimb, conjuncturile au fost de așa natură încât am început școala aici și aici am rămas până în prezent. Din Bucovina în capitală. Da, da, da. La 7 ani. Da. Și cum ți s-a părut schimbarea? A fost un salt destul de mare, fiindcă până atunci eram obișnuit doar cu liniștea zonelor, cu creierii munților, ca să pot să spun așa, și dintr-o dată am făcut pasul către metropolă, aglomerație, mijloace de transport în comun și toate aceste elemente. În schimb, mi-au fost de suport părinții care m-au ajutat să-și fac acomodarea mai plăcută. Spuneai la un moment dat tu faptul că te consideri din adâncul sufletului tânărul satului tradițional. Cum de te consideri tânărul satului tradițional din moment ce tu ai petrecut mai mult timp din viața ta, ai 23 de ani acum, da, mai mult timp în București, iată, față de sat, de satul natal? Da, este un fapt interesant, într-adevăr, fiindcă doar primii 7 ani din viață am petrecut acolo, iar restul până la 23 în prezent aici, în capitală. În schimb, acei 7 ani au fost cruciali pentru mine, fiindcă acolo am învățat valorile pe care le am și în prezent. Acolo am învățat ce înseamnă familia adevărată, acolo am văzut ce înseamnă să trăiești într-o comunitate și de asta în fiecare vacanță m-am întors cu drag acolo și acolo cred că mi-a rămas și sufletul, cu toate că eu sunt prezent aici în București. Ești prezent aici. Deci toate vacanțele, chiar dacă te-ai mutat în București la 7 ani, le petreceai Da, mergeam regulat acolo, familia fiind acolo și a fost o reală plăcere pentru mine să mă întorc și să mă încarc cu bucurie și elementele de care aveam nevoie aici în București. Cei din generația Z, cei din generația ta, sunt născuți, crescuți în mediul acesta digitalizat. Totul este tehnologie. Da. Cum de ai ales să scrii o carte, iată prima ta carte, despre valori primite de la bunicul tău? De ce această temă? De ce nu altceva?
am considerat personal și prin discuțiile cu colegii de școală sau din facultate, iar acum cu colegii de muncă, în ziua de astăzi avem acces la foarte multe lucruri, la tehnologie, la viteză, la vacanțe, totul este la îndemâna noastră în spatele unui simplu click. În schimb, avem o nevoie acută de modele. Avem nevoie să ne reperăm la cineva, să luăm referințe și să avem valori de la, pe care să le preluăm de la cineva. Iar mediul acesta online, personal îl consider foarte bun, în schimb informația zboară cu viteză covârșitoare, iar cărțile au existat și vor exista dintotdeauna și tocmai din acest motiv am preferat să scriu o carte și aceasta să fie în format fizic tipărit. Foarte, foarte frumos. Prefer și eu, într-adevăr, cărțile în format fizic. Vorbeai despre aceste valori și despre valorile primite de la bunicul tău, vorbește și cartea ta. Spune-mi, te rog, care sunt cele mai importante valori? Tu vorbești pe larg despre ele în carte și vom detalia și noi câteva dintre ele în minutele următoare. Totuși, dacă ar fi să te întreb care ar fi cele mai importante pentru tine, care consideri tu că te definesc la momentul acesta, care ar fi ele? Cele mai importante sunt efectiv cele cu care am plecat de acasă, respectiv simplitatea, omenia, demnitatea și credința. În jurul acestor patru valori s-au desfășurat și discuțiile cu bunicul meu, cu sătenii locului, cu preotul paroh și cu toți oamenii de acolo din zonă. Acolo oamenii sunt altfel, sunt simpli, cu toate că unii ocupă și funcții puțin mai înalte, în esența lor știu să rămână oameni autentici, să fie demni și mai ales în ceea ce privește omenia. Bunicul meu m-a învățat așa că indiferent pe cine avea în fața ta, un director sau o persoană cu funcție puțin mai jos pe scara socială, oamenii aceia trebuie tratați în egală măsură la fel, fiindcă în fond în ei poartă niște suflete și nu niște funcții. În momentul în care mi-ai dăruit cartea aceasta, mi-ai scris aici la dedicație să fim autentici. Ai amintit mai devreme și despre autenticitate ca una dintre valorile principale pe care le-ai preluat. Ce înseamnă pentru tine să fii autentic? Pentru mine a fi autentic înseamnă în fond un stil de viață pe care să-l afișez atât acasă cât și în societate. Să nu avem măști, să nu avem perdele după care să ne ascundem, să fim la fel și cu prietenii, cu soția, cu părinții, adică să fim omul de care ei au nevoie acolo și să nu purtăm mai multe măști în fața lor în funcție de context pentru a părea cineva. Într-unul dintre capitolele cărții, defineai viața ca fiind un buchet de binecuvântări. Care sunt aceste binecuvântări pentru tine și te-aș mai întreba ceva, cum înțelegi tu sau cum definești viața prin prisma necazurilor vieții? Pentru că totuși sunt și multe lucruri negative, să zic, care se întâmplă și totuși dacă e ca să definești viața în totalitate, ei, atât cu puncte pozitive cât și puncte negative, tu ai ales această definiție pozitivă, luminoasă asupra vieții, ca fiind un buchet de binecuvântări. Cum te raportezi tu la lucrurile rele care se întâmplă în viață? Pentru mine binecuvântările sunt efectiv lucrurile simple, faptul că avem ocazia să ne trezim dimineața, faptul că avem acces la toate simțurile pe care ni le-a lăsat Dumnezeu în acest organism. Binecuvântări sunt vorbele frumoase pe care le putem auzi de la cei dragi și toate lucrurile mici, dar frumoase, care ni se întâmplă zi de zi și pe care de multe ori uităm să le observăm, ațintind poate spre ținte mult prea mari și prea materiale. Iar legat de necazuri, le văd o parte integrantă a acestui buchet, fiindcă altfel n-am mai ști să fim umili, să fim smeriți, să căutăm ajutor acolo unde trebuie, adică la Dumnezeu. Și consider eu că toate aceste necazuri sau lucruri mai puțin plăcute care ni se întâmplă ne sunt lăsate pentru a învăța din ele și a deveni mai puternici prin reziliență. Și nu e greu totuși să privești lucrurile așa, nu știu,
prin prisma unui tânăr. De obicei, tinerii la vârsta aceasta tind să fie puțin mai revoltați, chiar dacă nu au ei în mod direct suferințe mari. Când te uiți în lume și vezi totuși câtă suferință este și câte necazuri sunt, tinzi așa să te revolți, să fii mai negativist. Cum reușești totuși să-ți păstrezi pozitivismul acesta pe care l-ai? Din acest punct de vedere pot să spun că și eu am fost revoltat, poate mai sunt și acum în prezent, fiindcă este normal, se întâmplă multe nedreptăți cu care nu suntem de acord. În schimb, trebuie să vedem cum putem ieși din tot acest cerc vicios, să punem puțin umărul la treabă, la o schimbare. Am încercat, să zic așa, să mă leg de niște schimbări mai mari, în schimb am ajuns la concluzia că o formă de bine o putem aduce prin exemplu personal și prin lucrurile pe care le putem face noi în bine pentru societate, lăsând puțin toate necazurile acestea mari asupra cărora efectiv nu avem control în mod direct, puțin mai în umbră și contribuind fiecare cum putem în domeniul său de activitate. Am înțeles. Spuneam că ai 23 de ani și ești deja căsătorit. Asta este foarte interesant, în special pentru un băiat, pentru că știm că de obicei ei se maturizează mai greu. Iată că tu ai toată această maturizare. Aș vrea să te întreb, nu știu, care sunt sfaturile pe care le-ai primit de la bunicul tău în acest capitol al vieții? Ce ți-a spus el despre cum să-ți alegi partenerul potrivit? Întrebări am avut mereu încă din adolescența asupra acestui capitol, fiindcă cu toții suntem curioși, căutăm sau avem prototipuri despre băiatul ideal sau fata ideală. În schimb, în dialogurile pe care am avut ocazia să le port cu bunicul, întotdeauna și-a păstrat aceeași vehemență plăcută și aceeași simplitate. Și îmi spunea, măi, uite, vezi că voi aveți tendința să căutați așa, să fie doar învelișul exterior, în schimb vezi că tu o să ai nevoie în viață de partea internă, vedeți cum vă puteți raporta împreună la viață, adică avea grijă oarecum să-mi ferească un pic perdeaua de pe ochi, din priviri, să mă facă să fiu atent la lucrurile care contează cu adevărat. Și care ar fi acestea? Pot să spun că le-am observat în mod practic la nunta de aur a bunicilor, prin gestul de eleganță pe care l-a avut acela de a-i săruta mâna și de a-o strânge la piept. Iar în momentul respectiv mi-am dat seama și privindu-i pe parcursul timpului, mai ales în perioada desfășurării copilăriei, că ei aveau grijă să-și comunice la fiecare pas, iar fiecare știa rolul în casă. Bunica știa să fie soție și femeie, iar bunicul nu ezita niciodată să fie bărbat și soț. Și consider că acesta este un factor foarte important într-o familie, fiecare să știe rolul și să nu încercăm oarecum să răsturnăm scara ierarhică, așa cum avem tendința să facem în ziua de azi. Și care ar fi rolul acesta diferențiat din perspectiva ta? Perspectiva mea? Bunica a știut să fie mamă, să mângâie, a știut să fie întotdeauna punct de sprijin, a știut să-l aștepte întotdeauna cu dragoste și căldură pe bunicul acasă, iar el știa să-și facă rolurile acestea de tată, avea grijă de educația ca autoritatea copiilor, avea grijă, bineînțeles, să vină și cu cele de folos material în casă. În schimb, în ziua de astăzi nu prea mai putem păstra exact același roluri, fiindcă este și... Da, este societatea diferită. Da, este și femeia nevoită să meargă la muncă. În schimb, putem păstra pilonii de bază din tot acest joc de roluri. Cât de relevant mai este să crezi astăzi într-un Dumnezeu al generațiilor trecute? Nu sunt oare învechite valorile creștinismului și nu ne opresc ele din evoluție? Cum armonizăm trecutul cu prezentul? Rămâneți alături de noi pentru a afla răspunsurile la aceste întrebări din perspectiva unui tânăr al generației noastre. Mm-hmm.
spuneai tu la un moment dat în cartea ta, să-L punem pe Dumnezeu în toate și rezultatele vor fi pe măsură. Foarte mulți tineri din societatea de astăzi sunt secularizați și nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu. Pentru tine, cât de relevant îl vezi pe Dumnezeu și credința creștină în societatea secolului 21? În momentul de față consider că este elementul principal de care ducem lipsă și asta se observă în majoritatea cazurilor, referindu-ne și la necazurile despre care povesteam mai devreme. În schimb, am descoperit oarecum târziu, raportându-mă la vârsta mea, toate aceste lucruri, în urmă doar cu vreo 2 ani, că mereu am fost dus în copilărie la biserică de către mama, de către bunica, îmi spuneau mereu, uite, să ai grijă, să fii credincios, să mergi la biserică. Și mergeam oarecum mai mult împins aici în București, n-am ajuns niciodată, iar acasă mergeam fiindcă eram oarecum nevoit. În schimb, experiențele și pierderea efectivă a bunicului m-au făcut să-mi dau seama că este totuși o forță superioară care ne-a creat și fără de care nu putem, iar ușor, ușor, prin intermediul unui prieten care este și monah, Hrisostom Filipescu, am ajuns să descoper și nucleul credinței, nucleul creștinității, iar de atunci am rămas, oarecum să zic așa, un prieten fidel al lui Dumnezeu. Am înțeles. Foarte, foarte frumos. Scrii în cartea ta, în mod special, despre impactul pe care bunicul tău l-a avut asupra dezvoltării tale și asupra valorilor pe care tu le-ai preluat și le ai în prezent, dar amintești câteva lucruri și despre influența părinților. Și aș vrea să vorbim acum puțin despre lucrurile pe care tu le-ai învățat de la părinții tăi. Timpul vacanțelor mele școlare aveam ocazia să stau cu bunicul și să preiau de la el tot ceea ce a avut de oferit frumos. În schimb, în restul timpului am fost în preajma părinților, lângă tata fizic aici în București, iar mai mult telefonic cu mama. Părinții mei m-au învățat ceea ce sunt în prezent, omul care sunt și calitățile pe care le am. Tata a avut oarecum să spun așa, grijă să fie mama, iar mama a avut grijă să fie tata, fiindcă în momentul în care am plecat de la Crucea, mama a rămas cu gospodăria, tata a trebuit să vină în București cu mine și să îi suplinească rolul și al mamei. Au avut grijă la fel ca și bunicul să mă învețe să am parte de educația aceasta a vieții, de școala vieții, cum frumos o numim în termeni populari. Și au avut grijă să mă susțină și să-mi ofere libertatea de a face cam tot ceea ce mi-am dorit. Nu m-au îngrădit să urmez nicio școală, nu m-au îngrădit să urmez anumite cursuri. Au avut grijă să-mi expună partea frumoasă a vieții și să-mi deschidă aripile spunându-mi alegeți singur. Foarte. Și asta este un factor extrem de important pentru orice tânăr. Așa este. Vorbești foarte frumos și în ceea ce ai scris și iată și în discuția noastră din această seară despre relația pe care tu o ai și ai avut-o cu bunicii tăi, cu părinții tăi. Nu ai resimțit însă niciodată conflictul dintre generații? A fost totul așa mereu ca pe roz? În carte și în discuțiile din acest moment, totul pare super frumos, fără niciun impediment. În schimb, în viața reală, absolut, că apar și conflicte, sunt diferențe de mentalități, poate și mediul politic în care au trăit bunicii și o bună parte a vieții și părinții și democrația în care trăim noi. Sunt idei, sunt diferențe, în schimb, lucrurile de bază sunt cam la fel. Ai putea să ne dai, nu știu, câteva exemple de astfel de diferențe de opinie pe care le-ai avut? Sigur, în anul întâi de facultate, după ce am citit câteva cărți de educație financiară, m-am decis într-o seară ca a doua zi să merg la Registrul Comerțului și să-mi deschid o firmă. Moment în care ai mei s-au bucurat pentru curaj și pentru decizie, în schimb au avut oarecum puțină reticență, că nu te pricepi, că ce o să faci, rămâi, poate îți găsești un job sigur. La momentul respectiv nu prea am înțeles, credeam că mă judecă sau că efectiv nu mă susțin în acest demers, în schimb mi-am dat seama că poate n-au avut parte de toate lucrurile la care eu am acces în prezent și trebuie să facem întotdeauna cumva să combinăm
cele pe care le avem noi cu cele pe care le-au avut ei, fiindcă nu toate sfaturile sunt învechite și, și proaste. Am înțeles. Și cum ați reușit să ajungeți la un numitor comun și iată impresia aceasta generală a relației voastre să fie una frumoasă și pozitivă? Este nevoie întotdeauna de comunicare deschisă. Am așteptat de la ei să văd care este intenția reală din spatele unui nu sau din spatele unei ezitări, ca apoi să pot să-mi formulez și eu ipotezele cu privire la lucrurile pe care le gândeam. Și întotdeauna ajungeam la un factor, la un numitor comun. În schimb, este nevoie să îndepărtăm oarecum învelișurile, să ajungem la esență, să vedem mai ce frică are în spate de-mi spune nu și care este intenția mea de a face acest lucru pentru a le mula și a face cumva o combinație omogenă. Deci este nevoie de deschidere în dialog. Da, foarte mult. De dialog sincer. Nu știu, societatea de astăzi tinde oarecum să ne facă niște oameni nervoși, pe fugă, să rezolvăm toate lucrurile așa rapid, tăios, fără să mai stăm calmi, așezați la o discuție, cum se stătea odinioară la masă și să-și spună fiecare oful din suflet. Apropo de asta, cum ai găsit puterea, răbdarea să stai să explici unele lucruri care pentru generațiile trecute sunt puțin depășite și pentru părinți, dar rămite pentru bunici. Și da, pentru a înțelege anumite lucruri, pentru a avea acest dialog deschis, trebuie ca în societatea aceasta alertă în care trăim, să ne luăm timp să explicăm unele lucruri care pentru noi poate sunt evidente, dar pentru cei mai în vârstă sunt mai puțin evidente, să zic așa. E nevoie, în primul rând, de dragoste și pentru ei, fiindcă sunt lucruri și etape la care trebuie să se adapteze, fiindcă nu pot să rămână în urmă la nesfârșit. E nevoie să se adapteze la tehnologie. Și mai ales am considerat crucial faptul, legându-mă de aspectul acesta antreprenorial, că este nevoie să înțeleagă puțin realitatea economică a zilelor noastre, fiindcă în momentul dinaintea ierii acestea informații, se mergea de la vârsta de 18-19 ani la un loc de muncă și se păstra până la ieșirea la pensie, timpuri pe care nu le mai avem, totul este foarte volatil, în schimbare, și nu știu cât au apucat ei să aibă acces la informațiile de acest gen și să le pătrundă mai în profunzime. Și consider că, așa cum eu au avut răbdare cu mine să-mi explice tainele vieții la vârstele mai mici, oarecum a venit momentul să explic înapoi. Să dai înapoi, da, foarte, da. Foarte drăguț. Mulți dintre cei care ne privesc ar putea să gândească, nu știu, vorbești în cartea ta despre niște valori primite în mod special de la bunicii tăi, din niște timpuri mai vechi, totuși nu sunt puțin cam demodate pentru societatea în care trăim astăzi. Cum reușești să le adaptezi astfel încât să nu fii învechit și să continui să rămâi relevant, să poți să trăiești în prezent, nu într-o bulă din trecut, nu știu. Principiile vieții și toate elementele după care omenirea s-a ghidat în viață, crearea unei familii, urmarea unei cariere, consider că au fost cam aceleași de la începuturi și până în zilele noastre, doar că timpurile au făcut în așa fel încât să capete alt ambalaj. Și nu consider principiile deloc învechite, fiindcă mai ales noi tinerii, neavând modele înalte în societate, în ziua de astăzi avem nevoie să știm cum să ne formăm o familie, avem nevoie să știm către ce carieră să mergem, de multe ori fiind împinși de la spate sau făcând lucruri care efectiv nu ne fac plăcere. Și în momentul în care l-am pierdut pe bunicul, mi-am dat seama că ar fi păcat să se pierdă toate lucrurile acestea pe care le-am învățat și ar fi o mare bucurie atât, cred, și pentru el, dar și pentru cititorii care au avut ocazia și vor avea să citească acest buchet de gânduri, să descopere niște lucruri autentice și transmise de către un țăran autentic. Simți că s-au pierdut la oraș aceste valori? În mare parte, din păcate, da. Fiindcă, momentan, în oraș, suntem puțin pe fast forward, alergăm foarte mult și datorită numărului mare de locuitori, fiecare tinde să
să facă lucruri mai pentru sine, dar nu consider că nu este totul pierdut. Sunt și oameni de bună credință, oameni care știu să-și păstreze verticalitatea și coloana vertebrală chiar și în oraș, doar că în ziua de astăzi orașele sunt centre mari de producție, centre care trebuie să scoată valoare pe bandă rulantă, pe când mediul rural a rămas mai mult un loc liniștit, un loc de vacanță. Și consider că și de asta oamenii pot să fie mai relaxați și mai împământați în cursul vieții. Spuneai în cartea ta următoarele. Putem alege ceea ce vrem să lăsăm după noi, ceea ce vrem să transmitem generațiilor următoare. Mi s-au părut niște gânduri foarte puternice pentru un tânăr de 23 de ani, faptul de a te gândi încă de pe acum la generațiile care vin după tine. Ce vrei tu la vârsta aceasta să lași în urma ta? La vârsta aceasta pot să spun cu tărie că am resimțit încă din copilărie faptul acesta de a lăsa comori spirituale. Și prin comori spirituale eu înțeleg următorul lucru, acela de a fi om pentru ceilalți, de a putea întinde o mână de ajutor chiar și atunci când consider că nu ai nimic. Că auzeam de multe ori prieteni din jurul meu, măi, da, uite că nu am bani sau poate nu am o haină de oferit unui sărman. Am zis că da, dar o vorbă bună poate avea toată lumea și sunt resurse pe care le avem cu toții în noi, dar nu suntem conștienți de ele. Iar gândul cu privire la generațiile următoare mi-a rămas așa întipărit în suflet de la Ștefan cel Mare, prin frumosul citat pe care îl are, că Moldova nu este a noastră, nu este nici a voastră, ci este a urmașilor urmașilor noștri. Și mi-a plăcut că încă din acele timpuri se construia ca să rămână, să dăinuiască pentru veșnicie și ar fi frumos să păstrăm câte un element strămoșesc și în stilul nostru de viață prezent. Așa este. În mod general, însă, nu știu, cel puțin așa, am observat o tendință aceasta că întrebarea asta, ce să lași în urma ta, încep să-și opună oamenii, să zicem, ca să nu chiar spre sfârșitul vieții, da, dar da, poate de la a doua jumătate a vieții încolo. Totuși, de ce crezi că este important să ne punem această întrebare de la începutul vieții și cum îi sfătuiești tu pe tinerii care ne urmăresc să ia în serios această întrebare cu privire la ce anume vrem să lăsăm în urma noastră? În general, noi avem tendința de a trăi clipa, de a savura toate momentele pe care le avem în clipa prezentului și probabil că ne gândim mai puțin la viitor, așa cum ai spus, și mai ales la generațiile următoare. În schimb, acum suntem în faza aceasta de a crea. Abia terminăm niște școli sau le începem și avem încă puterea de a crea. Nu am ales încă planuri mari ale vieții în care să ne implicăm. Încă suntem la început, în faza de proiect, înainte de a demara planul vieții. Și este mult mai ușor de modelat în clipa de față și de a lua niște alegeri când suntem curați, puri și fără să fim implicați în alte lucruri, fără să ne ia valul vieții, să zic așa. Pe urmă, în momentul în care facem deja niște greșeli și încercăm să mai revenim, este posibil, dar e mult mai ușor din faza incipientă. Așa este. Suntem pe finalul discuției noastre și aș vrea să te întreb acum, nu știu, care este partea din carte care ți este cea mai dragă, să zic? Ce capitol l-ai scris cu cea mai mare emoție, care ți-a rămas, nu știu, la suflet mai mult decât toate celelalte? Da. Pentru că sunt convinsă că toată cartea ți-e la suflet. Capitolul cel mai de suflet este cel intitulat Scrisoare către Maestru, fiindcă acolo am făcut ca un rezumat al tuturor celor lucrurilor pe care mi le-a lăsat bunicul și acolo m-am exprimat lui în mod direct, acolo mi-am dat seama de tot binele pe care mi l-a făcut, mi-am dat seama că am ajuns cu această carte într-un punct final și am simțit oarecum să-i scriu o mulțumire pe care altfel nu mai am, din păcate, ocazia să o adresez în mod direct și acolo simt că mi-am deschis cel mai mult porțile sufletului și prin Condei sper eu că am reușit să redau foarte bine aceste lucruri. Și ca să mă leg puțin de partea aceasta creștină, rândurile acestea le-am scris chiar stând undeva la o mănăstire 2-3 zile, fiindcă acolo într-adevăr este liniște completă și am avut
mediu perfect pentru a-mi transpune cât mai bine gândurile. Îți mulțumesc foarte mult, Fabian, pentru că ai venit în această seară mulțumesc la 20 plus. Îți doresc mult succes în toate proiectele tale și îmi doresc ca toate valorile pe care tu le ai transmise din generație în generație să le transmiți mai departe și lumea să devină un loc mai frumos. Mulțumesc și eu pentru invitație și sper din tot sufletul ca această carte prin mâinile oricărei persoane ar trece să lase acolo o amprentă de mai bine. Vă mulțumesc tuturor pentru că ne-ați urmărit și ați rămas alături de noi în această seară. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte numai de bine și să dați plus valoare vieții voastre, având relații bune și frumoase cu cei din generațiile diferite de cea în care sunteți. Nu lăsați conflictele să devină permanente și dureroase, ci manifestați un spirit iertător și deschis. La revedere!